Ne-a lins toată farfuria, e nebunit. Bine, e cel mai bun semn pe ziua de azi. Bravo! Bravo, Sașa! De bine, băi, găiasă! Eu am ajuns la birou. Ionesca este cu Sașa din nou la doctor ca să-i mai facă niște injecții. Asta are să știi că nu se ții foarte bine. Iar și a fost super agitată și a făcut prin casă chestii. Astăzi am înțeles că o să o treacă perfuzii și că o să urmeze un tratament. În aparent, în primul față am crezut că părea că e mai bine, dar văd că ba e bine, ba e rău, nu prea are poftă de mâncare. Asta a fost show. La 4 dimineața ștergeam după ea prin casă. Sper să se simtă mai bine după injecțiile astea. Am înțeles că o să-i fac vreo 5 injecții plus perfuzii, săraca. O să se îndure mult astăzi. E posibil să amânăm și plecarea la Hunedoara. Da, eu sunt la birou. Și să mai începe ziua, dar o să fiu mult pe telefon cu Ionesca ca să văd ce se întâmplă cu fata. Urmează rubrica ce a mai primit Mariciu. Un colet negru. Cartea lui Șef Florin. Cine n-a văzut episodul cu Șef Florin spunând că vrea să apară în vlogul lui Mariciu, îl găsiți aici. Gagiu a scos o carte, gătește cu mine. Ocazia care mi-a trimis chestiile astea. Asta știu sigur că e de la Lidl, din gama de lux. Iar asta este... Astea sunt niște cuțite. Ok. Gătește cu mine. Nice. Poze cu el. Pachetul numărul 2 este Hotel Elevation 19.05.2016. Pe-o lui invitat la un eveniment. Ce să vezi ce. Se deschide pentru o singură noapte. Cât de tare, se deschide un hotel pentru o singură noapte și fiecare cameră este o lume aparte. Gen, fiecare cameră va fi pe o loc petrecere diferit. Detalii. Ce tare, au scris numele meu pe chestia asta, se dă la de bagaj. Ce mișto idee. Și acest pachet este cu totul și cu totul special, pentru că am dat bani pe el. Și în acest pachet se află ce am căutat foarte multe zile și l-am găsit. Nu, nu această revistă. Mi-au venit superstarurile. Ok, trebuie să mă întorc la PR în Ed Fair, unde am fost și ieri, la Silver Church, unde avem și asta stand. Fac niște poze pe acolo și pe aia mă până la mall. La București Mall, / Vitan, ca să fac ceva. Cu Julius. Wow, deci de aici se vede, aici bagă DJ-ul muzică, nu? Da, aici dăm noi live. Și banii de dedicație unde se bagă? Ea este colega mea Silvia. Colega mea Silvia recrutează oameni, cum ar veni. Le explică una alta, le povestește despre noi, despre GMPPR, ce facem, cum este, cum de-astea. Și acum se uită ciudat la mine pentru că știe că vorbesc despre ea. Limonadă! El a făcut. El e. Suntem bolnavioși. Uită-te la noi ce necăjiți suntem. Ține nici supărat acolo. Da. Suntem la doctor să ne facem bine, da? Suntem la doctor. E nasol cu Sașa, frate. Stoiască să mă duc să văd ce și cum și acolo, după ce termin la mall. Gata treaba la mall. Acum merg până la veterinar unde e Ionesca cu Sașa să vedem ce s-a mai întâmplat. Aceeași poveste. Acum Ionesca s-a urcat cu Sașa ca mașină să duc spre casă, mă duc și eu după ele. Și că e ok,
să o țin în supraveghere. Am cerut pe Facebook niște adrese de al unui doctor care, la care putem să o internăm în caz că se întâmplă asta sau ceva, că aici nu e non-stop. Nu știu, mergem acasă, vedem ce se mai întâmplă. I-a făcut genul ăsta, urez fetii și... Ia uite. Ce faci, fata mea? Cum ești? Ești mai bine? Ionescu? Mă duc și să-ți iau flori. Bravo! Lăsa așa să iei flori. Măi, 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 dar bucătul tău începe să prindă culoare, cum ar veni. Da. Și formă. Da.